Acuzați că și-au opărit fetița intenționat pentru că a făcut pe ea și mai mult decât atât au lăsat-o să suferă o noapte întreagă, doi soți din Călăraș au fost arestați pentru omor. Prezent la București, cancelarul german Olaf Scholz a declarat că speră ca România să intre în Schengen până la sfârșitul acestui an. Iar primăvara aceasta aduce tot mai multă iarnă. La munte sunt așteptate nisori puternice, iar în sud-vest inundații. Oana Andoni vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri. Începem cu poveste pe cât de tulburătoare, pe atât de scandaloasă. Doi soți din Călăraș au fost arestați pentru omor după ce și-ar fi lăsat fiica de nici 3 ani să moară în chinuri. Procurorii au stabilit că părinții nu au chemat salvarea, deși știau că cea mică are arsuri grave pe jumătate de corp, după ce tot ei au făcut un duș cu apă opărită. La parchet, bunica fetei a declarat că totul fusese o pedeapsă pentru copilă, pentru că aceasta s-a scăpat în pantaloni. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Petronela avea 2 ani și 10 luni când un gest scandalos al părinților a ucis-o. Tatăl, Horia și mama, Diana, în timp ce se aflau cu ea în vizită la partenerul bunicii paterne în Prahova, i-au făcut baie cu apă fierbinte și au opărit-o. Fata, spun procurorii, a suferit arsuri de gradul 2 și 3 pe 54% din suprafața corporală. Apoi, chiar dacă cea mică a dat semne vizibile de suferință, părinții au dus-o la culcare, precizează procurorii. Și deși aveau obligația legală de a acționa în sensul asigurării accesului de urgență la îngrijiri medicale de specialitate, nu au luat nicio măsură, stând în pasivitate. 7 ore Petronela a fost lăsată să sufere. Dimineață, când gazda a alertat ambulanța, nu mai trăia. Era cu funcții vitale absente. Din păcate, manevrele de resuscitare au rămas fără răspuns. Autopsia a arătat că moartea Petronelei a fost violentă și s-a datorat insuficienței cardiorespiratorii acute, urmare a arsurilor. În anchetă s-a aflat apoi că baia cu apă fierbinte ar fi fost o pedeapsă pentru fata de 2 ani și 10 luni. Mama s-ar fi supărat pe ea pentru că își făcuse nevoile în pantaloni, spune bunica Petronelei. Când m-am dus acolo în baie, fata era în picioare și doar asta mi-a zis că mami buba. I-am zis mamei. Ia-o de aici, ce o mai lași în cadă? Du-o în pat undeva. A zis să o las dracu în pace, că ea nu pune mâna pe ea, pasă și moară. Nu m-a lăsat să sun. I-am zis să sunăm la ambulanță. A zis că e copilul ei și face ce vrea. Ancheta în cazul morții fetei a durat un an și 5 luni, timp în care părinții ei au fost lăsați în libertate. În vara anului trecut, Diana, mama Petronelei, a scris despre cea mică pe Facebook că este o stea printre stele. Mesajul, publicat în ziua de naștere a fetei, a continuat apoi cu un regret. Nu te vom uita niciodată, suflet mic, nevinovat și frumos. Ai avut un suflet și o inimă bună, curată și inocentă. Și pentru noi vei rămâne același copil cu suflet bun. Procurorii nu s-au lăsat înduioșați. Părinții Petronelei au fost arestați pentru omor calificat. Pentru că cea mică are o soră geamănă și un frate, a fost sesizată și protecția copilului. Ceilalți doi copii minori ai familiei se află deja în sistemul de protecție de la DGASPC Călăraș. Copiii primesc consiliere psihologică pentru că erau și ei în locuința din Prahova când Petronela a sfârșit tragic. În cazul mamei fetei, procurorii au cerut o expertiză psihiatrică pentru că vor să vadă dacă a avut discernământ când a pedepsit-o pe cea mică. Și un băiat de 16 ani din Teleorman a murit în circumstanțe neobișnuite. Mașina în care se afla s-a răsturnat. Conducea un individ de 33 de ani pe care adolescentul îl cunoscuse pe internet și care îi dăduse întâlnire. Prietenii băiatului erau și ei în vehicul, dar au fugit imediat după impact de frică. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Bărbatul de 33 de ani, originar din Suceava și stabilit în București, l-ar fi cunoscut pe internet pe tânărul de 16 ani. A mers în județul Teleorman, unde băiatul locuia, ca să se întâlnească. După ce a intrat în mașina lui, adolescentul și-ar fi convins și prietenii, un băiat și trei fete, să îi se alăture. Copiii au între 11 și 15 ani și nimeni nu își explică de ce bărbatul de 33 de ani se plimba în mașină cu cei 5 minori. Autoturismul a fost surprins inclusiv de camerele de supraveghere ale primăriei în timp ce dădea ture prin sat. În drum spre casa copiilor, bărbatul a pierdut controlul volanului, a lovit șanțul de pe marginea drumului și a ieșit în afara șoselei. Era ora 16:30 de minute. Pe asfalt se văd încă urmele de frânare. Cum ați pierdut controlul volanului? Din cauza la un pic. Am pierdut controlul, că am tras stânga și pe înapoi. De-a pierdut controlul, m-a dat în șans și mi s-a răsturnat. Cu cine mai erați în dreapta? Cine era băiatul de 16 ani? Din Videșul, Valentin. Cum v-ați cunoscut cu el? Pe aplicație. Pe bancheta din spate se mai aflau alți patru copii?
Da. Mașina s-a răsturnat și a fost distrusă în totalitate. Băiatul de 16 ani, aflat pe scaunul din dreapta, a fost aruncat pe câmp în urma impactului. În schimb, adolescenții aflați pe bancheta din spate, deși au fost răniți, au fugit de la locul accidentului. Un echipaj aflat în patrulare a sesizat accidentul. La fața locului a ajuns și un elicopter SMURD. Din păcate, cu toate eforturile depuse, echipajele medicale nu au reușit să-l salveze pe tânăr, leziunile fiind unele foarte grave. De frică, ceilalți copii au ascuns adevărul. Abia 3 ore mai târziu, când au început să aibă dureri, le-au spus părinților că au fost implicați în același accident rutier. Ce v-au zis când au venit acasă? Că s-au lovit cu bicicleta. Și după aceea noi am auzit că s-a întâmplat un accident. N-am știut că au fost în... Și după aceea ne-au povestit că au fost cu prietenul nepoată mea. S-au dus să plină cu mașina, s-au dus la Pecul la Dobrotești, au băgat benzină. Și când au venit aici să intre spre Merișani, au uitat să vă lasă oprească să aducă fetele acasă. Și a spus băiatul care a decedat că a uitat să lăsăm fetele, să le ducem acasă. Probabil că a tras de volan, ce a făcut, nu știu. Nu. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcool test, rezultatul fiind negativ. Șoferul, în vârstă de 33 de ani, este principalul martor în dosarul de omucidere din culpă deschis de polițiștii din Teleorman. El va fi audiat cel mai probabil mâine. Președintele Consiliului Județean Constanța apare într-o înregistrare în timp ce încearcă să convingă un polițist local să încalce un regulament stabilit de primărie. Îl insultă și chiar îl amenință pe agent. Ea, la un moment dat, sare la acesta. Mihai Lupu admite că și-a ieșit din fire, dar spune că a avut motiv, pentru că și comportamentul agentului ar fi fost unul nepotrivit. Momentul nu apare însă pe filmare. Băi, de ce? Bă, că prost să fii pus. Vă rog frumos să vă purtați civilizat. Băi, băiatule, că să bani joc de săptămâni, dar nu mai ești nimic, prost, frate. Bărbatul care înșiră insulte și amenințări este președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu. Scena a fost filmată de camera de corp a agentului de la poliția locală și s-a petrecut puțin înainte de 4 dimineața pe 17 noiembrie 2021, potrivit însemnelor de pe imagini. La acea vreme, în zona peninsulară, puteau intra doar cei care aveau permis de acces. Dar șeful Consiliului Județean nu putea demonstra că are voie să treacă. El a strigat la agent chiar de când a ajuns la barieră, când a văzut că șoferul său nu îl poate îndupleca să îi lase să treacă. Nu trebuie să faceți așa, că nu suntem la piață. Au urmat câteva minute în care președintele Consiliului Județean susține că l-a sunat pe primar. Când agentul a refuzat să discute cu persoana pe care Mihai Lupu a sunat-o, acesta a început să îl jignească. Nu, prostule, vorbește cu primarul tău, mă. Luați mâna de până... Băi, ești idiot? Vorbește cu primarul tău. Mâine nu mai ești acolo, mă, prostălăule. Eu sunt președintele Consiliului Județean. La 2 ani distanță, cu imaginile în față, președintele Consiliului Județean Constanța și-a cerut scuze pentru ieșirea nervoasă. În apărarea sa, susține că și-a ieșit din fire, deoarece agentul i-ar fi aruncat legitimația de serviciu pe bancheta din spate. Momentul nu apare pe înregistrarea prezentată. Am prezentat legitimația de președinte Consiliului Județean, am prezentat buletinul și, datorită atitudinii agentului de poliție locală, am răbufnit ca orice om, nu sunt un robot. Într-adevăr, am folosit niște cuvinte licențioase. Cred că ar fi trebuit să îmi cenzurez acele expresii. Ce ați discutat cu domnul primar? Am rugat frumos să confirme că am permis de acces în peninsulă. Dar consilierul personal al primarului Virgil Chițac susține că acesta nu a vorbit la acea oră cu șeful Consiliului Județean. Astăzi, edilul a transmis doar că poliția locală a aplicat legea și că agentul și-a făcut datoria. Actualul șef al poliției locale spune că agentul putea să facă o plângere pentru ultraj, dar s-a abținut. Conducerea de la acea vreme a instituției nu s-a autosesizat. Agentul, care lucrează acum la Inspectoratul Județean de Poliție Constanța, nu a putut să facă vreun comentariu în legătură cu incidentul. A transmis doar că și-a făcut datoria. Un blogger rus, susținător înfocat al războiului din Ucraina, a fost aruncat în aer la un eveniment dedicat lui. Ce arestări au operat autoritățile și cine ar putea fi autorii, aflați imediat. Cancelarul german Olaf Scholz a fost astăzi în vizită oficială la București. România a depus mare eforturi și sper ca până la finalul anului să devină membru al spațiului Schengen, a declarat șeful guvernului de la Berlin, un cunoscut susținător al țării noastre în procesul de aderare. Cu președintele Klaus Iohannis a discutat, printre altele, și despre un mare concern german care va construi la Satu Mare o fabrică în care să fie reparat armamentul greu folosit în Ucraina. Celor doi li s-a alăturat și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Olaf Scholz este primul cancelar german care a venit în România în ultimii 15 ani. În decembrie anul trecut, când politicienii de la București căutau susținerea europenilor pentru aderarea României la Schengen,
Olaf Scholz ne-a susținut cauza. Deutschland steht fest an der Seite Rumäniens. Dazu gehört auch, das sage ich hier und heute noch einmal ausdrücklich, das Ziel, dass Rumänien in diesem Jahr endlich die Vollmitgliedschaft im Schengen-Raum erhält. Klaus Iohannis a ținut să precizeze că sunt aproape 12 ani de când România îndeplinește criteriile pentru a deveni stat membru Schengen. În plus, a sugerat că dacă nu vom adera până la finalul anului, în 2024 va fi mai greu. Trebuie rezolvată în cursul acestui an. 1. Fiindcă suntem pregătiți și dovedim acest lucru. 2. Fiindcă în anul viitor vor avea loc multiple alegeri, printre care și cele europene, și nu considerăm că în 2024 această chestiune poate fi rezolvată în condiții bune. Cei doi oficiali au discutat și despre înființarea la Satu Mare a unui centru de mentenanță pentru echipamente militare grele. Concernul german care va gestiona acest hub de apărare va începe să funcționeze din această lună și va repara armament folosit pe frontul din Ucraina. Es wird auch ständig repariert wird und zur Verfügung steht und wir gucken auch immer weiter, wie wir unser gemeinsames Anliegen als Europäer und als NATO-Verbündete voranbringen können und da können Sie sicher sein. După discuțiile cu Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni, a ajuns și președintele Republicii Moldova. Maia Sandu a vorbit mult despre încercările Rusiei de destabilizare a țării sale, iar când a fost întrebată de ajutorul concret de care are nevoie, a cerut pe lângă energie și arme. Noi facem eforturi pentru a consolida capacitatea sistemului nostru de apărare și da, avem nevoie de ajutor și da, discutăm cu parteneri pentru ca să reușim mai multe într-o perioadă scurtă. Republica Moldova a crescut cheltuielile pentru ca să-și consolideze sistemul de apărare, dar evident că nu putem face minuni peste noapte. Cei doi șefi de stat au asigurat-o pe Maia Sandu de toată susținerea lor. Rusia își va consolida capacitatea militară în vest și nord-vest drept răspuns la aderarea Finlandei la NATO, care va avea loc mâine la cartierul general din Bruxelles al Alianței. Finlanda și Federația Rusă au o frontieră terestră comună de peste 1350 de kilometri. Pe de altă parte, la Sankt Petersburg a fost arestată o tânără pentru asasinarea unui blogger militar virulent pro-război. Acesta a căzut victimă exploziei produse într-o cafenea deținută de șeful mercenarilor Wagner, Evgeni Prigojin. Acesta este momentul de flagrație produse în cafeneaua aflată în centrul orașului Sankt Petersburg. Acolo, bloggerul cunoscut sub numele Vlad Len Tatarski era invitat special la un eveniment organizat de Cyberfront Z, un grup de propagandă online pro-Kremlin. În jur de 100 de oameni veniseră să-l asculte pe Tatarski povestind despre experiența lui de corespondent pe front. Potrivit presei ruse, 200 de grame de trotil s-ar fi aflat într-o statuetă primită cadou de blogger de la o tânără admiratoare care s-a prezentat drept Nastia, sculptoriță. Potrivit martorilor, femeia a declarat nonșalant în cursul discuției cu bloggerul că agenții de pază o întrebaseră dacă nu cumva are o bombă în statuie. Zala, că noi zdelali în Academie Художеств proiect. Где мы сделали героев СВО, но они сначала были безличностными, а потом мы решили им придать какие-то личностные черты. И вот один из них, героев, это вы. Сказал, проходите сюда, садитесь, что вы там далеко сидите, садитесь сюда рядышком, да? Да. Она сказала, я так стесняюсь. Но она села буквально в 5 метрах от него. Да. Эксплозия a avut loc la 3-5 minute după acest schimb de replici. În această dimineață, autoritățile ruse au anunțat arestarea tinerei femei. Ar fi vorba de rusoaica Daria Trepova, de 26 de ani, cunoscută militantă împotriva războiului din Ucraina. În martie 2022, ea a petrecut 10 zile în arest pentru că a participat la o manifestație antirăzboi. Понимаешь, за что задержана? Понимаю. За что? Я бы сказала, пребывание на месте убийства Владлена Татарского. Что ты сделала? Я принесла туда эту статуэтку, которая взорвалась. А кто тебе передал эту статуэтку? Можно я попозже расскажу? Tatarski, pe numele său real Maxim Fomin, născut în Donetsk, avea peste 560.000 de urmăritori pe Telegram și era un înfocat susținător al războiului din Ucraina. Apropiat de șeful mercenarilor Wagner, Tatarski Fomin a condus numeroase campanii de strângere de fonduri și de recrutare. În 2011 a fost arestat în urma unei tentative de jaf armat la o bancă. A evadat din închisoare în 2014 cu ajutorul rebelilor proruși, cărora li s-a alăturat ulterior. Всех победим, всех убьем.
всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим. Давайте с Богом. Kievul neagă că ar fi fost implicat în explozia de la cafenea. Ucrainenii vorbesc de lupta pentru putere dintre diverse facțiuni ruse. Unii analiști cred că atacul a fost pus în scenă în mod deliberat într-un spațiu deținut de Prigojin. Este posibil ca asasinarea lui Fomin să fie un avertisment al Kremlinului pentru Prigojin, care și-a semnat la deschis ambițiile politice. De altfel, din Bahmut, liderul mercenarilor Wagner i-a adus un omagiu lui Tatarski. Gradskoy administratsiye. Eto rossiyskiy flag. Владлену Татарскому написано «Добрая память» на этом флаге. Este felul lui Prigojin de a revendica controlarea în sens juridic a Bahmutului. Знамя ЧВК Вагнер. Это эти парни брали Бахмут. И командиры подразделений, которые брали администрацию и весь центральный квартал, понесут и поставят эти знамена. Armata ucraineană a ripostat în această dimineață, declarând că trupele Kievului încă dețin orașul și resping numeroase atacuri inamice. Pe de altă parte, publicația britanică Financial Times confirmă zvonurile recente, potrivit cărora serviciile de securitate rusești confiscă pașapoartele înalților oficiali și ale directorilor de companii de stat. Asta pentru a împiedica deplasările acestora în străinătate și implicit posibilele dezertări. Măsura reflectă suspiciunea profundă a Kremlinului și a FSB-ului, succesoarea KGB-ului cu privire la loialitatea elitei civile ruse. Mulți reprezentanți ai acestei clase se opun în privat războiului din Ucraina și sunt iritați de impactul acestuia asupra stilului lor de viață. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, recunoaște că Rusia a înăsprit restricțiile privind călătoriile în străinătate pentru unii ruși care lucrează în zone sensibile. Pe de altă parte, la Kremlin nu pică deloc bine nici anunțul făcut astăzi de șeful NATO. Tomorrow we will welcome Finland as the 31st member of NATO. We will raise the Finnish flag for the first time here at the NATO headquarters. It will be a good day for Finland's security. Sweden will also be safer as a result. Suedia a făcut cerere de aderare în același timp cu Finlanda, dar solicitarea nu a fost ratificată de două state membre, Turcia și Ungaria. Din ce în ce mai mulți oameni cărora le-a ajuns cuțitul la os și nu mai au soluții ca să-și achite datoriile, își declară falimentul personal. Care sunt condițiile și pașii de urmat, imediat la știri. Se întoarce vremea rea în România. La început de aprilie, meteorologii au emis coduri portocalii și galbene de ninsori și vânt puternic. Temperaturile au scăzut brusc, iar în est au apărut viiturile. În Vrancea, un bărbat de 48 de ani a murit după ce a încercat să treacă râul Putna. Colegul meu, Daniel Nițoiu, are toate datele. Bună seara, Daniel! Bună seara, Oana! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Bărbatul care a murit înnecat mergea spre un adăpost de animale și de regulă traversa râul printr-o zonă în care apa nu era foarte adâncă. Însă, în ultima vreme, din cauza precipitațiilor, apele râului au devenit înșelătoare în acel loc. Spun salvatorii, s-ar fi format curenți puternici care cel mai probabil l-au dărâmat pe bietul om. Însă, astfel de momente, astfel de pericole pot să apară și pe râurile din sud-estul țării, acolo unde hidrologii au emis și ei avertizări de tip cod galben, cod portocaliu de inundații pe 13 râuri din această zonă, totodată și pe Dunăre, acolo la zona de confluență. Oamenii sunt sfătuiți de autorități să nu treacă prin vaduri și să nu se plimbe nici cu mașinile pe malurile râurilor care sunt sub avertizare de inundații. Totodată, vremea se înrăutățește peste tot la nivelul țării. Dacă ne uităm pe harta avertizărilor meteorologice, acolo unde avem cod portocaliu în zona montană înaltă, la 1400 de metri, vor cădea ninsori abundente, va fi și viscol, peste 60 de km pe oră va fi viteza vântului. Zăpada se va șterne în strat destul de consistent, de altfel va ninge și în celelalte zone montane mai joase. Iată, temperaturile scad drastic, s-ar putea să avem așa impresia că se întoarce iarna, în ciuda peisajului cu flori din spatele meu. Acolo unde avem cod galben, cum este și zona Bucureștiului, din această noapte vom vorbi mai mult despre ploi bogate, destul de bogate, dar și de vânt puternic. Acest episod de vreme ar trebui să se încheie miercuri, joi, însă dacă ne uităm pe prognoza pe termen lung, toată luna aprilie este una capricioasă. Oana? Daniel, mulțumesc! Liviu Dragnea, fostul șef al Camerei Deputaților și al Partidului Social Democrat, și-a deschis canal de YouTube. Se numește Bucătăria de Acasă, iar în primul episod, anfitrionul Dragnea a pregătit o mâncare de fasole galbenă.
În timp ce gătea, politicianul a strecurat câteva reproșuri la adresa supermarketurilor și a unor instituții de stat. O să punem roșiile în bulion. Repet, sunt roșii din curte, puse la borcan. Nu mai folosesc de mult produse cumpărate din magazin pentru că nu mai am încredere. Ar fi bine să vă uitați cu foarte, foarte mare atenție pe etichete. Știu că scrie foarte mic, știu că cei de la instituția aia care trebuie să-i controleze, ANPC, nu prea au curaj să se ia de ei. Prima rețetă are peste 130.000 de vizualizări în 17 ore, dar și mii de reacții din partea internauților. Aceștia au transmis între altele: sper să meargă bine canalul ca să nu mai fie nevoie să faceți politică. O rețetă sănătoasă, preserată din când în când cu mici ponturi conspiraționiste și naționaliste. Sau, îmi place domnul, ar trebui să intre în politică. Cred că ar avea succes. Intrăm în linie dreaptă pentru Paștele Catolic și Florile Ortodoxe, iar oamenii au început prospecțiile prin piețe și magazine. Concluzia este amară și îndeamnă la cumpătare. De la carne de miel și până la ouă, brânză pentru pască ori verdețuri, toate costă mai mult față de anul trecut. În carmangerii, oamenii vin, privesc, se interesează de prețuri, dar încă nu cumpără în speranța că poate vor fi ceva ieftiniri. Așa că deocamdată carnea de miel rămâne în vitrine. Față de anul trecut, mai scump, da. Am luat pulpă pentru ciorbiță, poate un stufat. Mergem tot cu carnea de porc. Moda cumpăratului cu bucățica se menține și anul acesta. Prea puțini mai iau un miel întreg. Dacă și-ar lua o pulpe de spate la undeva la 3 kg, înseamnă 120 de lei, 40 de lei kilogram. Jumătate de miel are undeva la 5 kg, 6 kg cu organe, care face 240 de lei. Sau un miel întreg undeva la 480 de lei, 500 de lei. Plătesc ceva mai mult, între 100 și 160 de lei pentru un pachet, cei care comandă carnea deja asezonată. Avem pachetele care conțin pulpă față, pulpă spate și noi l-am numit friptură la cuptor. Avem pachetul pentru stufat sau grătar și sunt coaste și cotlete. Și pachetul de ciorbă care e cu cap, rasoale, adică partea de jos a picioarelor. S-au aprovizionat cu mai multă marfă și vânzătorii de ouă, mai ales că în luna Paștelui consumul crește cu 50%. Un român ajunge să mănânce în medie 30 de ouă față de 21 într-o lună obișnuită. Vestea bună este că fermierii pot să asigure consumul intern în totalitate. Au început să vină, da. Câte ouă cumpără? Acum cartoanele de 30. Și la legume și verdețuri prețurile se tot schimbă. Acum o săptămână am fost, era mai convenabil, era parcă acum un pic cam scump, așa am văzut. La ce anume? De exemplu, la roșii, la castraveți, era undeva la 10 lei și ceva, acum 15 lei. Brânza pentru pască, de exemplu, costă în jur de 35 de lei un kilogram. Același preț îl are în medie și un kilogram de miez de nucă pentru cozonac. Cum Paștele Catolic e aproape, a început zarva și în supermarketuri. Acest coș mediu depășește 350 de lei cu TVA. Iar printre cele mai căutate categorii sunt ouăle, bineînțeles, dulciurile pentru cadouri, vinurile, cozonacii, dar și pasca. La rândul lor, ortodoxii se vor bucura duminică de flori și vor mânca pește. Kilogramul de păstrăv costă în jur de 40 de lei, iar cel de toradă 70. Numărul românilor care și-au declarat insolvența s-a dublat anul trecut în comparație cu 2021. Este cel mai mare registrat în țara noastră de când a intrat în vigoare legea falimentului personal. Se califică cei care au datorii de cel puțin 15 salarii minime pe economie, adică în jur de 45.000 de lei. Odată începută procedura, orice executare silită este suspendată și nu se mai pot adăuga penalități sau comisioane. Un bărbat de 50 de ani din Constanța, tată a doi copii, și-a declarat falimentul personal printr-o sentință judecătorească. S-a împrumutat la bancă de 10 ori ca să-și țină pe linia de plutire firma. Apoi a luat și de la cunoștințe bani și a ajuns la datorii totale de peste 60.000 de lei. Eram înglodat în datorii, multe și sume mari, la mai mulți creditori, firme de recuperări. S-au verificat creditele, s-au verificat bunurile și a dat descărcarea de creanțe. La fel ca el, au procedat alte 88 de persoane, mai mult decât dublu prin comparație cu 2021. Dintre aceste dosare, până acum, au fost aprobate 63 și numărul celor care au cerut consiliere a urcat de 4 ori la peste 800 anul trecut.
Cea mai mare sumă pentru care s-a depus vreodată cerere a fost de 12 milioane de lei. Cele mai multe cereri sunt depuse de către persoane care nu-și mai pot plăti ratele la bănci, la diferite IFN-uri. Își pot cere insolvența și cei care au datorii la instituții publice, la alte persoane sau la furnizori de servicii. Solicitările se depun la Protecția Consumatorului, iar procedura ar trebui să dureze aproximativ 30 de zile. În cazul aprobării cererii, urmează procedura în sine. În funcție de persoană, sunt trei tipuri. Una implică un plan de rambursare, a doua lichidarea unor active deținute de persoana în cauză, iar a treia este dedicată pensionarilor. Cel mai important efect al procedurii insolvențe persoane fizice ar fi suspendarea tuturor măsurilor de executare silită. Încă ceva foarte important, nu mai curg nici dobânzile, penalitățile și majorările de întârziere aferente obligației principale de plată. Legea falimentului personal a intrat în vigoare în 2018, dar numărul celor care aplică este încă mic. O persoană poate să-și ceară falimentul personal doar atunci când are datorii mai vechi de 90 de zile peste 45.000 de lei, ceea ce este o sumă destul de mare. Nu pot să ceară falimentul personal persoanele condamnate definitiv pentru evaziune fiscală sau infracțiuni contra patrimoniului, cei care sunt apți de muncă, dar nu au căutat un loc de muncă, sau persoanele concediate în ultimii 2 ani din motive imputabile. Tranzacțiile de apartamente noi au scăzut puternic în primele luni ale acestui an, potrivit Agenției Naționale de Cadastru, în jur de 20% numai în zona București-Ilfov. De teamă războiului de la graniță și ratelor prea mari, oamenii se feresc să-și ia angajamente pe termen lung. Cei dispuși, totuși, să-și cumpere o casă, o achită cu bani jos sau dau avansuri consistente, spun specialiștii. Un imobil rezidențial, două subsoluri, parter duplex, deci parter mezanin, 10 etaje și un etaj tehnic. 79 de apartamente cu suprafețe cuprinse între 50 și 90 de metri pătrați urmează să fie construite pe acest șantier. Prețurile pornesc de la 100.000 de euro fără TVA, iar până acum au fost vândute aproximativ 30% dintre locuințe. În anii trecuți, un astfel de ansamblu era aproape rezervat încă de la faza de proiectare. Piața este un pic destabilizată. Nu sunt tranzacții, sunt foarte puține tranzacții. Sunt proiecte și în țară și în București, unde procesul de vânzare este destul de greoi prin prisma faptului că oamenii nu-și mai permit să achite o rată la bancă pentru un credit ipotecar. De exemplu, la Constanța, în primele 3 luni ale anului, un dezvoltator a făcut doar 6 rezervări, în condițiile în care anii trecuți semna cel puțin 20 pe lună. Lucrurile stau rău peste tot. Primele 2 luni ale acestui an au debutat cu un minus 20% la nivel de București și Ilfov. Acest context de scădere vine după 2 ani consecutivi în care a fost bătut record după record. Potrivit datelor Agenției Naționale de Cadastru, în primele luni ale anului au fost vândute puțin peste 19.000 de locuințe, cu aproape 6.000 mai puține față de aceeași perioadă a anului trecut. Și programul Noua Casă, prin care sunt încurajați tinerii să își cumpere o locuință, merge destul de greu. În prima lună de la demararea programului au fost aprobate doar 500 de cereri. Asta în condițiile în care bugetul se ridică la aproximativ 1,5 miliarde de lei, iar această sumă ar ajunge, spun oficialii, pentru aproximativ 10.000 de persoane. În schimb, cei care cumpără o locuință nouă fac tranzacțiile în numerar sau au avans de peste 30%, astfel încât ratele să fie mai mici. În prezent, aproape jumătate dintre vânzările noi de locuințe se fac din surse proprii, spun specialiștii. Unii români au bani sau au avut bani puși deoparte pe care au reușit să-i adune în ultima perioadă, când ni s-au schimbat obiceiurile foarte mult, în pandemie în special. Românii aceia au fost capabili să susțină cererea pentru proprietăți imobiliare. Ei sunt cei care se văd în statistici. Pe de altă parte, pe fondul costurilor mari cu forța de muncă și materialele de construcții, mulți dezvoltatori și-au amânat o parte dintre proiecte. Primăria Bucureștiului va investi aproape 20 de milioane de euro în arbori, semințe de flori și gazon pentru a pune la punct spațiile verzi de care ne bucurăm cu toții. Din păcate, în ultimii ani, Bucureștiul a pierdut peste 1000 de hectare de astfel de zone care au ajuns parcări, trotuare sau terenuri pentru construcții. Autoritățile sunt gata să investească 90 de milioane de lei pentru o capitală mai verde. Este vorba despre 2 acorduri cadru. Intenționăm să cumpărăm semințe de flori pentru serele Alpa, bulbi, pământ vegetal și celălalt, prin care intenționăm să cumpărăm arbori, arbuști, subarbuști, plante lemnoase. Florile și arborii vor ajunge pe spațiile verzi deja existente, nu vor apărea deocamdată altele noi.
Conform ultimelor date, un locuitor din capitală are la dispoziție mai puțin de 10 metri pătrați de spațiu verde. Asta deși, conform unor norme ale Uniunii Europene, până în 2013 trebuia să ajungem la cel puțin 26 de metri pătrați. Potențialul Bucureștiului e undeva înspre 20 de metri pătrați per cap de locuitor. Diferența e dată de spații verzi retrocedate, de spații verzi care nici măcar nu sunt cadastrate ca spații verzi, dar la care, cu investiții din partea autorităților publice, am putea să avem acces cu toții. Registrul spațiilor verzi, obligatoriu prin lege, lipsește. Capitala are unul, dar mai mult de formă, pentru că nu a fost actualizat de 10 ani. Acesta ar trebui să fie un instrument care să ajute administrația să întrețină spațiile verzi, să fie un soi de fișă medicală a arborilor. În lipsa registrului nu avem o strategie clară. Momentan se plantează în continuu tei, deși în străinătate nu se mai plantează pentru că au o foarte mare problemă din cauza sărurilor care se dau iarna pentru dezăpezire. De asemenea, se plantează mesteacăn care dă alergii în străinătate, dă alergii și la noi, doar că nu recunoaștem acest lucru. În paralel cu lucrările făcute de Primăria Capitalei, în sectorul 3 vor fi plantați în acest an 10.000 de arbori, iar în sectorul 2 încă 5.000. Cei de la sectorul 4 promit chiar un parc nou. Avem în amfiteatre mai mulți viitori magistrați și mult mai puțini studenți la inginerie. Față de acum 7 ani, România numără 12.000 de studenți în plus și, potrivit unui raport al Ministerului Educației, majoritatea aprofundează dreptul, afacerile și literatura. Vestea proastă este că sunt destui și cei care abandonează cursurile, așa că rata de absolvire este sub media europeană. Din fiecare 100 de boboci intrați la facultate, doar 87 au ajuns după 3 ani licențiați în domeniul ales. 9 abandonează, iar 4 rămân repetenți. Giuliana va da în vară examenul final. Maxim 10 am rămas și cred că eram vreo 20 și ceva. Chiar așa? Da. De ce? Pur și simplu nu puteau să facă față și au spus că o să-și găsească altceva care să le placă mai mult. O parte a problemei e că absolvenții de liceu și angajatorii români vorbesc limbi diferite. Două studente la coreană recunosc că s-au gândit târziu la viitorul loc de muncă. Nu sunt foarte multe joburi în România pe partea asta de coreană. Pur și simplu am vrut să învăț ceva ce nu vorbește toată lumea. De fapt, Cătălina a schimbat radical direcția spre limbi străine după un an și jumătate în care a studiat fizică. În timpul anului 2, când începuse pandemia, erau cursurile online, nu prea mi-a plăcut așa tare. Pandemia a crescut la 35.000 numărul celor care se pregătesc la distanță. Totuși, 90% dintre studenți fac cursuri de zi. 88% aleg programele universităților publice, care își promovează oferta pornind de la rata de angajare. La Institutul Național al Magistraturii, aproape jumătate vin de la facultatea noastră de drept. Deci cifrele vorbesc de la sine. Deși studiile pentru licența în drept durează 4 ani, iar unele universități mențin examenul de admitere, în iunie 2022 aproape 13.000 de studenți au finalizat primul an ca viitori magistrați. Potrivit raportului Ministerului Educației, erau înscriși în proporții aproape egale la stat și la privat. Urmează apoi în topul locurilor alocate pe domenii de studiu, administrarea afacerilor, limba și literatura, contabilitatea și managementul. Apoi, medicina, unde există însă o particularitate evidentă. 93,5% dintre viitorii doctori sunt pregătiți la stat, unde concurența este de 4-5 candidați pe loc. Peste 90% din absolvenți au luat examenul de rezidențiat și au intrat pe diferite specialități. O tendință vizibilă este și scăderea numărului de studenți la particular cu 10.000 în ultimii 7 ani. Automat a scăzut și diversitatea programelor oferite de aceste școli. Numărul pacienților care își pierd viața din cauza cancerului de plămână a crescut în ultimul an, iar medicii se așteaptă ca statisticile să fie din ce în ce mai sumbre. Din 12.000 de cazuri noi depistate în fiecare an, aproape 90% pierd lupta cu boala. Se întâmplă acest lucru și din cauza faptului că cei mai mulți dintre bolnavi nu beneficiază de metode noi și rapide de diagnostic. Astfel primesc mai târziu tratamentul. Într-un salon din secția de oncologie de la Marius Nasta, doi pacienți se luptă cu cancerul de plămâni. Se fac bronhoscopii, se fac puncții, se fac... Eu am trecut în toate și le-am repetat că nu ieșea și foarte, foarte greu. Doar în ultimele 3 luni, 180 de oameni au primit în Institutul Marius Nasta acest diagnostic sumbru. Anual, în toată țara, sunt peste 12.000 de cazuri noi și aproape 90% dintre acești bolnavi își pierd viața pentru că ajung foarte târziu la medic, dar și pentru că investigațiile decurg extrem de greoi. PET-CT, care ți-aduce un diagnostic extrem de rapid și de complet,
Însă pentru asta trebuie să-l trimiți la medicul oncolog, să intre în comisia de la casă, durează încă o lună. Pacienții români nu au acces la metode moderne de diagnostic, punctie biopsie sub tomograf, stereotaxie, metode moderne de bronscopie. Iar statul nu are nici programe coerente de screening pentru a depista din timp boala. Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer pornește Respiri Ușor, un proiect prin care sute de persoane considerate cu risc de a face boli de plămâni vor fi consultate și îndrumate către medici specialiști. Pacientul cu risc de îmbolnăvire se prezintă la unul dintre medicii de familie înscriși în program. Aici completează un chestionar și îi se fac unele teste. În funcție de rezultat, este îndrumat către un navigator de pacienți care îl va programa la toate investigațiile medicale necesare. În cazul în care diagnosticul se confirmă, este înregistrat la un oncolog și intră în programul național de tratament. Dacă este nevoie, bolnavul este îndrumat și către un chirurg. Prin prevenție putem reduce costurile și da o șansă plus la viață. Programul se va desfășura în București și în 6 județe. Pe lângă cei cu cancer de plămâni, vor fi ajutați și pacienții diagnosticați cu alte boli de plămâni, precum tuberculoză ori fibroză pulmonară interstițială. România ar fi putut folosi până acum miliarde de euro pentru reducerea sărăciei și construcția de drumuri, școli și spitale. Cu întârziere de 2 ani, începem abia acum să utilizăm banii puși la dispoziție de Bruxelles pentru perioada 2021-2027. Suma totală este una record, peste 46 de miliarde de euro, dacă și autoritățile de la noi pun umărul la finanțare. Condițiile au fost anunțate de doi comisari europeni care au venit aici pentru discuții cu autoritățile. România este în urmă cu aproape 2 ani la atragerea fondurilor europene disponibile până în 2027 prin programele de coeziune. Prin aceste programe, Bruxelles vrea să se asigure că regiunile mai sărace beneficiază de investiții în educație, sănătate și infrastructură, care să le crească nivelul de trai. Deși are la dispoziție 31 de miliarde de euro de la Bruxelles, încă din 2021, România abia acum începe efectiv să atragă fondurile. Trebuie să punem din surse proprii alte 15 miliarde pentru a cofinanța proiectele europene. Așadar, totalul trece de 46 de miliarde de euro. Vorbim despre proiectele mari de infrastructură, care ar putea să avanseze mult mai repede, dar și despre construcția de școli și de spitale. Peste 4 miliarde de euro, adică 10% din totalul banilor, sunt destinați măsurilor sociale, adică pentru reducerea sărăciei, precum vouchere și programe medicale. O prioritate, spun oficialii europeni, sunt copiii din zonele rurale, din sudul și estul țării, din comunități defavorizate. Aproape 3.000 de copii pot învăța în fiecare an în unități de învățământ noi sau modernizate, arată planul autorităților. Over 1.6 million from ESF Plus will support the implementation of key educational reforms. Over 40% of children are at risk of poverty and social exclusion. Banii europeni vor merge către mai multe programe de susținere a celor vulnerabili. De exemplu, se alocă 1 miliard de euro pentru acordarea de vouchere elevilor ca să-și cumpere haine și rechizite, dar și pentru programul de mese calde, care ar urma să aibă 1 milion de beneficiari. În sumă, sunt incluse și trusouri pentru nou-născuți, iar studenții cu burse de merit vor primi în plus 1.500 de lei. Un bloc condus de Partidul Gerb de centru-dreapta al fostului premier Boico Borisov se află pe primul loc, un avantaj de 1.5 puncte în urma scrutinului legislativ desfășurat ieri în Bulgaria. Rezultatele alegerilor a 5-a rundă în numai 2 ani arată că locul secund îi revine blocului reformist pro-occidental condus de Partidul Continuăm Schimbarea lui Kiril Petkov cu 25%. Urmează Partidul Naționalist Pro-Rus Renașterea cu 14,4% din sufragii, formațiunea etnicilor turci și Partidul Socialist Bulgar. Analiștii se așteaptă la îndelungi discuții pentru o coaliție cu puține șanse de a produce un guvern stabil, dată fiind antipatia personală între liderii principalelor două blocuri. Cel puțin 32 de oameni și-au pierdut viața în urma peste 60 de tornade care au lovit în ultimele 3 zile centrul, sud-estul și nordul Statelor Unite. Statul Arkansas a fost cel mai grav afectat. Mai multe victime au fost strivite în propriile locuințe peste care s-au prăbușit copaci. Alți 7 oameni s-au prăpădit după ce au ieșit din pivnițele în care se adăpostiseră. La scurt timp, un al doilea vârtej a măturat zona respectivă. Mii de case au fost complet distruse, iar zeci de localități sunt în continuare fără curent electric.
au fost avariate sever și multe școli, ori clădiri istorice. Președintele american Joe Biden a declarat stare de dezastru major în Arkansas și a dispus acordarea unui ajutor federal. ProTV a început anul 2023 cum nu se poate mai bine. În primele trei luni, postul nostru de televiziune a fost lider de audiență și a înregistrat cea mai mare cotă de piață la nivel de trimestru din ultimii 10 ani. Fie că s-au uitat la emisiuni, filme, seriale, ori la știri, românii au ales ProTV, iar pentru asta vă mulțumim. Momentul mult așteptat în săptămâna unificării. Energie și explozie. În primul trimestru din 2023, pe parcursul întregii zile, ProTV a înregistrat o cotă de piață de 24,8% în rândul publicului național cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani. Locul 2 a avut o cotă de piață de 16,1%, iar locul 3 de 10,1%. Cel mai important program informativ al zilei, știrile de la ora 19, a înregistrat o cotă de piață de 32,8%, fiind a doua cea mai mare după cea din primul trimestru de anul trecut. Principalii competitori au avut o cotă de piață de 15,4%, respectiv 9,9%. Dacă ne uităm la intervalul orar 19-23, cel de prime time, ProTV a avut tot cele mai mari cifre din ultimii 10 ani, înregistrând 27,8% cotă de piață față de al doilea post de televiziune clasat, care a avut 18,4% share. Locul 3 a obținut 10,1%. Iar în intervalul orar 18-24, postul nostru de televiziune a înregistrat o cotă de piață de 26,8% față de locurile 2 și 3, care au avut 17,8%, respectiv 10%. Vă mulțumim pentru fidelitate! Francezii au spus adio trotinetelor electrice de închiriat, folosite în general de cei care vizitează Parisul. Care au fost principalele argumente? Aflați o scurtă pauză. Locuitorii capitalei Franței au spus răspicat că nu vor să mai vadă pe străzile metropolei trotinete electrice închiriate în urma unui referendum organizat la Paris. Folosite haotic printre mașini și abandonate la întâmplare pe carosabil sau trotoare, sunt cauza multor accidente. Deși prezența la urne a fost redusă, sub 10% dintre cei înscriși pe listele electorale, votul a fost covârșitor în favoarea interzicerii, 89%. În prezent, trei firme închiriază în jur de 15.000 de trotinete în capitala Franței. Foarte răspândite în Paris, ușor de localizat și de închiriat de pe aplicație și relativ ieftine, trotinetele au succes în rândul turiștilor. Însă numărul accidentelor produse cu aceste mijloace de transport a crescut foarte mult în ultimii ani, peste 400 doar în 2022. Pentru noutățile din sport îi dăm pas a Corinei Caragea. Bună seara, Corina! Bună seara, Oana! Bună seara tuturor! Tensiune la Sfântul Gheorghe înainte de Șep și FCSB. Oprit de Olteni, Petrescu nu-i dă șanse lui Chivul la Inter și fiul unui mare campion al României participă la Vocea României. Prima reacție imediat la știri. Dan Petrescu oprit la Craiova, Hagi rămâne lider, însă FCSB are șansă mare la titlu. Cine e românul care nu crede că Inter îl va pune antrenor pe Chivu? Ce-i lipsește fostului capitan al României? Dica a rămas interzis, motivul pentru care a fost anulat unul dintre cele mai tari goluri ale anului în Liga 1. Florentin Petre, bunic la 47 de ani, unde vrea să antreneze fostul capitan al lui Dinamo. Ali Bek le-a pus gând rău oltenilor, blestemul care îl urmărește pe golgheterul lui Hagi. Dinamo a supraviețuit și cu ajutorul micilor, fanii din Liverpool stau la coadă în obor. Sorana a crescut cât făt frumos, secretul anului de vis în care cârstea o poate depăși pe Halep. Messi huiduit la Paris, Barcelona l-așteaptă cu brațele deschise chiar dacă va fi exclusă din ligă. Fiul lui Marian Drăgulescu a ales muzica și își va încerca norocul la Vocea României. Provocare pentru gimnaștii de top, un acrobat a oferit imaginea anului. Și fază rușinoasă pentru un arbitru, ar fi trebuit să-și dea singur cartonaș roșu. Cât de rău se strică vremea, știe Iulia Pârlea. Bună seara, Iulia! Bună seara, Oana! Bun găsit tuturor! Urmează o perioadă foarte rece, cu vânt și multe precipitații. La noapte intră în vigoare un cod galben de vreme rea, este valabil până miercuri dimineață și anunță cantități însemnate de apă până la 50 de litri pe metru pătrat. În plus, în Muntenia, în sudul Olteniei și al Moldovei, vor fi rafale foarte puternice de vânt. Pentru zonele de munte a fost emis un cod portocaliu de ninsori abundente, dar mai multe vă spun imediat după sport. Iulia, mulțumesc, doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Pe site-ul nostru, știrileprotv.ro, găsiți toate informațiile momentului. La ProTV urmează sport, vremea și Survivor România. Noi ne revedem mâine la ora 19. O săptămână minunată tuturor!